Semnal de alarmă tras de reprezentanții din domeniul ospitalității. Aceștia spun că majorarea TVA de la 9 la 19% din acest domeniu va duce la închiderea afacerilor și va genera aproximativ 10.000 de șomeri. O scrisoare deschisă a fost trimisă către premierul Marcel Ciolacu și către președintele PNL, Nicolae Ciucă. Creșterea TVA în industria Horeca ar plasa România pe locul 3, după Danemarca și Marea Britanie, la nivelul acestei taxe în Europa. În Franța, de exemplu, cota TVA este de 10%, în Germania 7%, iar în Austria 6%. Industria ospitalității spune că majorarea de la 9% la 19% va afecta foarte mult companiile din domeniu, iar mii de angajați ar putea să rămână fără locuri de muncă. Din punct de vedere al TVA-ului pe alimente, pe industria de restaurante, ne vom bate până la moarte să ținem activitatea noastră în viață. Pentru că, vă repet, cel mai mare pericol este ca operatorii, 300 dintre ei, și cei mici cu restaurante mici, să închidă. 10.000 de angajați vor pleca acasă, iar o parte din antreprenorii care vor rămâne în industrie se vor uita foarte atent la zona gri. Asociațiile reprezentative au trimis o scrisoare deschisă către premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL Nicolae Ciucă, în care spun că nu au fost consultate cu privire la schimbările fiscale și cer să fie chemate la discuții. Practic va duce la diminuarea încasărilor la buget. Uitați-vă la încasările care sunt pe industria de restaurante pe anumite județe, și o să vedeți că jumătate din județele României nu se încadrează nici măcar la nivelul de companie medie. Deci noi considerăm că trebuie alte măsuri, cum ar fi îmbunătățirea gradului de colectare. Totodată, oamenii de afaceri din Hora sunt supărați pe guvernanți că nu au fost anunțați că TVA-ul pentru cafea trebuia schimbat de la 1 ianuarie, deși ANAF a făcut controle în toate aceste luni, iar Hora s-a trezit în situația în care trebuie să plătească retroactiv taxele. Solicitarea noastră este de lămurirea acestui TVA la cafea și de a da o amnistie sau o prevedere prin care TVA-ul aferent lunilor ianuariei iunie să nu se mai ia în considerare. Industria ospitalității ia în calcul chiar să se alăture protestelor din stradă de săptămâna viitoare pe tema majorării TVA.